Bun găsit, doamnelor și domnilor, suntem la Gojul în direct. Alături de mine în studiu este domnul Dănuț Lupulescu, candidatul Partidului Social Democrat la primăria Bumbejiu. Bună ziua, bine ați venit, domnule Lupulescu. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația noastră, domnule Lupulescu. Ne-am propus să cunoaștem cam toți candidații, noi veniți candidați în politică, în viața politică, să vedem cam, să ne facem și noi așa o idee despre persoanele lansate în lupta electorală din iunie 2016. V-aș ruga mult de tot înainte de toate să ne spuneți două vorbe despre dumneavoastră. Dănuț Lupulescu de la Bumbești Jiu, candidatul PSD. Cine este Dănuț Lupulescu și vorba aia ce vă recomandă? Dănuț Lupulescu este un produs al localității Bumbești Jiu. Am 39 de ani, lucrez în învățământ, sunt profesor la instituția liceală de pe raza localității. Am intrat în această cursă electorală după numeroasele mesaje primite din partea celor care mă cunosc și cred în mine. Fac politică de 9 ani, fiind membru al Partidului Social Democrat din 2007 și consider că trebuie o nouă abordare a clasei politice și o nouă abordare pe șichierul politic. Faceți politică de 9 ani, înțeles că sunteți de 9 ani membru al aceluiași partid, da? Nu puteți fi acuzat de traseism, de nu, așa, pentru așa că mai departe. M-am regăsit în această doctrină social-democrată încă de la vârsta de aproximativ 30 de ani și eu consider că viața politică nu înseamnă doar un transfer de interese dintr-un partid în altul, dintr-o zonă geografică în alta. Consider că trebuie să fim într-un partid politic nu pentru avantaje, ci pentru ideologia pe care putem să o ducem, să o aplicăm dacă ni se dă șansa de a conduce. Este o viziune nouă a unui candidat, recunosc, dar tare ne temem noi alegătorii că cei care ajung acolo la butoane, odată aleși, își schimbă dintr-o dată mentalitatea din asta bună despre care ne vorbiți dumneavoastră, în aia păcătoasă la care se ajunge într-un final după 4 ani de mandat. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate pentru că dacă este să ne uităm tot ceea ce se întâmplă în ultimii ani, promisiunile sunt foarte multe, iar în momentul în care ajungem să lucrăm în administrația publică, cam uităm despre aceste promisiuni. Ori le aruncăm undeva într-un sertar și ne urmărim doar să ne atingem țelul, ori, datorită conjuncturii politice, nu avem sprijin venind de la un partid și executivul sau legislativul dominat de alt partid, nu le putem duce. Dar eu cred cu tărie că din ceea ce mă cunosc cu oamenii, niciodată nu am mers să fac promisiuni, cel puțin pe domeniul meu de educație, dacă am considerat că nu pot să mi le ating, dacă nu sunt bine pregătit pentru asta. Candidați la o primărie, ca să zic eu așa, cu mult potențial. Este poarta dinspre Hunedoara, dinspre Ardeal, da? Poarta de intrare în Oltenia, dinspre Ardeal. Este o localitate care, iată, a trecut printr-un proces de înfrumusețare. S-a făcut acolo un drum județean, un drum național frumos. Nu știu dacă e gata Valea Jiului. Dar în curând, dacă nu e gata, va fi dată circulației în toată splendoarea ei. Așadar, cei care ne vizitează, cei care vin în Oltenia, în județul Gorj, ajung la Bumbești Jiu. Este localitatea care are la dispoziție un parc industrial, domnule Lucrescu. Asta înseamnă foarte multe chestiuni, foarte multe avantaje pentru primarul în exercițiu, pentru cel care va urma din 2016 până în 2020 mandatul lui celor 4 ani, în situația în care domnul Bobaru nu va fi reales. Vreau să vă întreb înainte și înainte de toate, să-mi spuneți dacă toate aceste avantaje au fost maximizate până în momentul acesta și până la urmă să-mi spuneți care este, ce vreți noastră să faceți la Bumbești. Este foarte important să vorbiți despre dezvoltarea localității în condițiile în care județul Gorj, probabil și Bumbești Jiu, este în acea situație, se confruntă cu o rată foarte mare a șomajului. Așa cum spuneam mai devreme, intrăm dinspre Ardeal. Deci aia care au așa mai multe locuri de muncă decât forța pusă la dispoziție, ar putea să mai trimită câte un mic investitor și pe la noi, pe aici. Da, suntem la limita, într-adevăr, a două civilizații, practic, din defileul Jiului spre Ardeal începe Occidentul, din ceea ce cunoaștem din istorie. Dar ce vreau să vă spun, localitatea pe care eu o reprezint și sper să o conduc în perioada 2016-2020 este una monoindustrială. Potențialul ei turistic, frumusețea, aceasta nu a fost valorificată. Și până în 2011
deși a fost un program guvernamental de realizare a drumului național 66 Rovinar-Bumbejiu, nu s-a făcut aproape nimic, 5% a fost stadiul lucrărilor. Schimbarea guvernului și noua conjunctură politică din 2011 au permis ducerea la bun sfârșit a acestui proiect. Acum, având finalizat drumul până la Bumbejiu și de aici defileul Jiului, care în stadiul actual 80% din lucrări sunt aproape finalizate, mă gândesc că zona aceasta ar putea atrage investitori în perioada imediat următoare. Vorbeați de parcul industrial. Cadrul legislativ este unul favorabil investitorilor. Eu personal cred că în toți anii aceștia nu s-a făcut foarte mult, nu s-a insistat pe investitori să vină la Bumbejiu. S-a vrut doar o investiție masivă, cum este cea a companiei Pirelli, după care micile ateliere care au funcționat nu au fost încurajate suficient. Dacă acum vreo 4 ani mi-aduc aminte, erau 16 unități economice care funcționau în zona parcului industrial, acum efectiv sunt 3 care produc forță de muncă. Rata șomajului este foarte ridicată. Capacitatea de absorție a noii generații pe piața muncii lasă foarte mult de dorit. Nu există un parteneriat așa favorabil. Eu sper totuși, printr-o nouă abordare de atragerea investitorilor, să creăm în perioada imediat următoare un cadru favorabil pentru a aduce câteva sute de locuri de muncă. Vorbeam și citeam în mass media exemplul Târgu Jiului. S-a dat drumul la construcția stadionului, s-a cerut ofertă de muncă, s-au solicitat locuri de muncă, dar au fost aduși până la urmă din Ungaria. Este într-adevăr și o problemă de mentalitate. Mulți dintre români de astăzi preferă să stea acasă și să nu lucreze pe un salariu foarte mic. Acel salariu foarte mic, dacă locurile de muncă vin în zonă, este totuși o sursă de câștig. Nu faci naveta, rămâi acolo, îi valorifici și poți puțin să te dezvolți. Da, spuneți-mi, vorbiți despre atragerea de investitori și despre faptul că actuala administrație, nu a făcut suficient. Aveți, nu știu, propuneri clare, adică, domnule, noi putem, zona se pliază pe, am putea aduce în zonă investitori în nu știu ce domeniu, că nu putem noi să facem acum acele locomotive, sigur că nu. Este clar că schimbarea aceasta nu are loc de la o localitate la alta. Este și o politică a guvernelor care la un moment dat stă o perioadă scurtă de timp, au o viziune, o strategie, vine alt guvern, schimbă și ideile sunt altele. Dar eu consider că zona aceasta are ca puncte forte un turism ecumenic. Exact, asta vreau să vă întreb și dacă îmi permiteți o scurtă paranteză, spuneți-mi despre la ce obiective turistice sunt în Bumbejiu, că așa... Deci pe turismul economic, pe raza localității, avem două mănăstiri, cea de la Vișina și cea de la Lainici. Ele sunt simbol ale monarhismului românesc și avem două schituri, locurele și poiada diavolului din zona defileului. Acestea atrag foarte mult turiști, dar marea problemă pe care am întâlnit-o în anii aceștia, vin grupuri de tineri, vin de elevi, de studenți, nu au un spațiu de cazare. Exact. Pe raza localității sunt doar două unități de cazare a căror capacitate nu depășește 60 de locuri. Eu mă gândesc că deci nu se pune problema să fie un hotel, probabil sunt pensiuni. Sunt pensiuni foarte mici, da. Pentru că grupurile sunt undeva la 50-60 de locuri. Nu există o unitate economică prestatoare de servicii turistice care să-și permită să înghită un număr atât de mare de turiști odată. Și atunci, având turismul economic, având în zonă Parcul Național de Fileul Jiului, având aria protejată Natura 2000 și tot ce înseamnă aria Gorjul Nordului de Vest Gorjul Nordului de Vest, eu mi-am propus realizarea unui parteneriat cu cele 12 localități din această aria Gorjului de Vest pentru a accede mai ușor fonduri europene, nu numai pentru Habitat, nu, pentru că dacă ne punem doi la masă, iasă doar două idei. Dacă ne punem 12 localități și trebuie să vă gândiți că aria asta începe de la Bumbejiu și se termină de la Padeș, cuprinde Tismana, cuprinde Pajul, adică la poalele munților, la Carpaților Meridionali. Zona este de un peisaj fantastic. Ori, la un moment dat, asta este atuul pe care noi trebuie să-l valorificăm. De asemenea, pentru valorificarea potențialului turistic, trebuie să mergem pe deschiderea unui centru de informare turistică. Nu există la Nu există un centru de informare turistică. Cei de la Parcul Național de Fileul Jiului
au un centru de informare, dar pe un domeniu limitat. Și atunci este normal, când intri într-o localitate, trebuie în primul rând să vezi ce poți să vizitezi acolo, ce trebuie să stai, unde poți să stai și ce ți se oferă. Ori toate localitățile, eu mă gândesc cele din zona de sub munte, de la mine, Crasna, Novaci, Baia de Fier, au înțeles cei din administrația publică de câțiva ani nevoia unui astfel de deschidere a unui astfel centru de informare turistică și lucrurile se văd. Rânca, până la urmă, fără un centru de genul acesta, dincolo de peisaj, da, dincolo de infrastructură, nu ar fi fost suficient promovat. Adică trebuie întotdeauna să se plece de undeva. Și centrul acesta poate să fie un motiv sau un imbol pentru, pentru promovare. Într-adevăr, zona Bombei-Jiu, ca și celelalte despre care ați amintit, oferă peisaje spectaculoase, foarte frumoase, care cred că în Bombei-Jiu nu sunt despre Tismana se știe, că e, da, promovat, adică Tismana e totuși Tismana. Vroiam să mai vorbesc de o altă alternativă. Așa? Zona Plaiului Bumbeștiului, unde jumătate din teren este al Parcului Național, dar cealaltă jumătate este al oamenilor, al obștii. Ori reabilitarea drumului din Plai ar deschide, în primul rând, prin realizarea unui parteneriat public-privat. Nu putem, primăria, indiferent de primarul care vine, nu poate să reabiliteze drumul acesta doar pe banii primăriei, evident, pentru că drumul este al obștii. Să-i convingem pe fiecare proprietar din zona respectivă să susțină proiectele, să cedeze 4, 5, 10 metri pătrați de pământ, ne gândim că în anii viitori peisagistica aceasta determină o concurență fantastică și chiar m-aș gândi, eu asemăn foarte mult cu zona Lucăr-Brean, pentru că este la fel de lată, este la fel de apropiată ca peisaje, cu un parâng splendid vara, dar și foarte interesant iarna și o diversitate. Dar despre care știu foarte puțin. Despre care, da, știu foarte probabil puțin. Probabil vorbiți despre un drum forestier, care în momentul forestier de față e practicat, da, este pentru amenajat, mașinile mari. Da, pentru mașinile de teren, doar pentru, da, mașinile de teren. Și care nu este foarte bine promovat, da, astfel încât... Da, nu este bine promovat și discutam cu doi dintre oamenii care au câteva hectare de pământ și au zis, domnule, nu mai putem să le muncim, să, dar încercăm să valorificăm și veniseră din Craiova oameni de afaceri care vreau să-și facă o casă de vacanță. Zona este splendidă, dar își puneam întrebarea, bun, dar până la 800 de metri altitudine, cu ce duc materialele? Adică dacă s-ar crea asta... Ai un al doilea aspect. Alimentare cu energie electrică este? Nu este alimentare, deci, pentru că dacă încerci, faci o infrastructură, da, da, care presupune nu numai drumul, ci tot ce înseamnă canalizare, da, pentru că vii de sus, apa este foarte aproape, bazinul este foarte aproape, dar se găsesc surse de apă în zona montană. Cu toată sinceritatea, puteți să-mi spuneți dacă până în momentul de față autoritățile locale de la Bombești-Jiu s-au gândit să promoveze zona în care despre care vorbiți dumneavoastră, la modul despre care vorbiți dumneavoastră, sau nu s-a putut? Eu consider că nu s-a promovat suficient. Anul trecut s-au aniversat 500 de ani de atestarea localității, o cifră rotundă care n-a fost valorificată sub nicio formă. Mass media nu a notat nimic semnificativ despre acțiuni. Aceste activități au fost la nivelul de a face o masă, de a organiza o masă cu diverse personalități ale localității, dar esența, până la urmă, o manifestare culturală amplă. Acum recunosc că puteți să recunoașteți și dumneavoastră faptul că la Consiliul Județean, cei de la Consiliul Județean și-au elaborat așa o strategie de promovare turistică a județului Gorj și în țară, peste hotare, dar din care ei tot vorbesc de zona aceasta de sub munte, care este o zonă splendidă, spuneați și dumneavoastră, și așa este, dar Bombești-Jiu, despre Bombești-Jiu se vorbește foarte puțin. Au fost se vorbește acțiuni despre localitățile din zona Baia de, da, Fier, Novaci, spre Padeș, dar cumva Bumbeștiul este puțin amintit. Dar puțin amintit. A fost, din ce cunosc eu, pentru că am fost implicat personal în activitățile susținute de Consiliul Județean, de Direcția de Cultură, Zilele Culturii Gorjene, în edițiile din 2013-2014, când s-a promovat foarte bine, zic, localitatea, cu sprijinul autorităților județene în primul rând. Eu personal participând la acel tren de epocă care a vizitat defileul Jiului și din discuțiile cu reprezentanții din Ministerul Transporturilor a rezultat că potențialul acesta nu este suficient de valorificat. Evident, da. Evident.
Este un aspect care eu l-am în vedere în perioada imediat următoare și chiar dacă nu voi ajunge eu pe scaunul primăriei, trebuie să înțelegem că în contextul actual turismul poate fi o salvare nu pentru Bumbejul neapărat, pentru România în general. Pentru județul Gorj, într-un mare impas, dacă este să ne aruncăm o privire către complexul energetic Oltenia. Da, și dacă se fac reducerile acestea masive, care nu s-au făcut până la schimbarea guvernului Ponta, atunci mă gândesc că șomajul din zona Gorjului va fi realmente foarte apăsător asupra nivelului de trai al populației și va determina migrația. Norocul dumneavoastră este că nu, cred că nu sunteți foarte atinși de... Într-adevăr, zona noastră, foarte puțini oameni lucrează în complexul energetic, mulți mergând către industria de armament, către fabrica de armament, cele 900 și 40 de locuri, unde acolo situația este îmbucurătoare, pentru că există contract în delurare, este de muncă, practic, vin salarii, ba mai mult se fac și angajări. S-au făcut angajări în luna decembrie, se fac angajări și în perioada aceasta, adică se încearcă din discuțiile pe care le-am avut cu câțiva dintre ingineri și directori, un transfer între generații, pentru că la un moment dat forța de muncă trebuie întinerit. Da. Mulți se apropie de 47-50 de ani, ori în industria de apărare ești la pensie. Înțeleg de altfel o situație îmbucurătoare la Bumbejiu, că se încearcă specializarea elevilor din zonă, crearea de clase care să se specializeze pe acest domeniu de activitate. Da, avem, ceea ce este minunat. La Colegiul Mihai Viteazu funcționează școala profesională cu specializare tirighigiu vopsitor auto. Dar în anii următori, probabil domeniul mecanic sau domeniul larg, mecanicul e un domeniu care integrează elevii, absolvenții, pardon, în tot felul de locuri de muncă. Strategia aceasta este bine gândită, dar trebuie valorificată, adică parteneriatele cu agenții economici trebuie să fie mult mai numeroase. Pentru că, până la urmă, eu cred personal, societatea actuală suferă de lipsă de practică. Dacă generațiile anterioare, anului 89, se formau pe băncile școlii, acum și absolventul de facultate poate cu greu face diferența între o mașină, comandă numerică și un strung. Evident. Evident, sunt multe chestii care, pe care n-ai de unde să le știi dacă nu practici clar pe asta. Aș vrea să vorbiți un pic mai pe larg despre investitorii la care vă gândeați pentru parcul industrial. Mă gândeam, având o discuție acum aproximativ 3 ani de zile, la care am participat într-o anumită conjunctură, inclusiv cu primul ministru Pontaș de la vremea respectivă, și zicea, domne, gândiți-vă că atâta timp cât Mercedes-ul, BMW-ul sau marile multicompanii multinaționale au decis să investească în România, ele pot oricând să meargă într-o zonă cum este a dumneavoastră, dacă aveți forță de muncă calificată. Aici este atuul localității noastre. Forță de muncă calificată pe foarte multe domenii o avem, dar nu este reactivată. Adică oamenii aceia au diplome, au studii făcute, sunt șomeri din păcate. Și atunci, în relația cu potențialii investitori, fără să dăm nume, normal că ei vor ține în cont întotdeauna nu de a forma, ci de a lua gata formați. Asta este mentalitatea de tip occidental. Îl iau pe om care este gata format, nu mai școlarizez, nu mai pierd timpul cu el pe banii mei, astfel încât producția să crească. Sunteți profesor, presupun că studiați un pic fenomenul acesta. Vorbeam la începutul emisiunii despre faptul că cei din vest sunt nu invadați, hai să nu zic că se bat ca să investească la noi în România, dar există foarte mulți investitori, pe când la noi, cel puțin în județul Gorj, dar cel puțin în județul Gorj, că și Mehedințiu e la fel de... Mult mai sărac. Da, la fel de sărac sau mult mai sărac, cum spuneți dumneavoastră, nici Vâlcea nu are o situație prea fericită, dar explicați-ne un pic, de ce credeți că ne ocolesc așa investitorii pe noi? Suntem urâți? Nu, în primul rând a existat o lipsă de infrastructură. Deci ăsta a fost primul lucru pe care eu consider că s-a cântărit foarte mult. După aceea... Poate, nu avem oameni pregătiți, nu, la oameni, noi... oameni pregătiți sunt, dar mentalitatea acestor investitori e de a merge spre zona de vest, spre Banat, spre Ardeal, pentru că au acces la aceste culoare, la autostrăzi, reușesc să transporte mai ușor ceea ce produc sau oricum facilitează foarte mult. Pe când aici ar trebui să țină, să se schimbe puțin strategia guvernamentală, astfel încât
În momentul în care se finalizează autostrada Pitești-Sibiu, da? Accesul este mult mai rapid, drumul până la Vâlcea este foarte bun. Da. Vâlcea-Pitești este la fel. Defileul Jiului este așa cum în stadiul care v-am spus la începutul emisiunii, atunci oamenii aceștia de acum colo, eu cred că vor fi mai ușor de convins. Pentru că în 2011 v-am explicat, au vrut să vină și au mers pe drumul de la Sadul la Târgu Jiu, care era plin de gropi. Cine investește să strice mașina? Da. Chiar dacă el apreciază foarte mult zona, chiar dacă tu ca zona aia tu, de ce înseamnă forță de muncă calificată, de facilitățile pe care le pui. Noi avem acolo, pe raza localității, sunt atelierele școală, cele vechi. Schimbându-le destinația, ar putea crea locuri de muncă în centrul localității. Pentru că dacă s-a pus problema cu câteva luni în urmă a acelui centru de primire a refugiaților, e mult mai ușor să creezi ceva care să nu sensibilizeze opinia publică. Să nu pună în pericol comunitatea. În pericol. Este clar, e o problemă controversată la nivel european, nu o gestionăm noi de la nivel local. Da, evident, și bine că ați scăpat de ea, că probabil... Da, deși percepția unora din autoritățile nu e bine locale să avem a fost favorabilă inițial, dar... Da. Deci nu este în regulă să avem prejudecăți față de săracii oameni, dar ați văzut eu personal i-am văzut conflictele care se iscă în comunitățile în care... sunt aduși refugiați și Doamne ferește... Da, eu personal am văzut în vara trecută în Turcia și mi s-au părut oameni ok, dar... Sigur că sunt, dacă sunt câțiva rebeli printre ei, asta nu înseamnă că trebuie să condamnăm pe toți, ne zic că condamnăm pe toți cei care pleacă de acolo și știm bine că nu pleacă de bine. Până acum, domnule Lupulescu, mi-ați vorbit despre ce se poate dezvolta în comunitate, da, la Bumbești-Jiu, dar fără... Mai avem de vorbit. Vă rog. În programul electoral al organizației locale PSD ne-am propus ca în perioada 2016-2020 să atingem mai multe obiective. Unul dintre... sau marea majoritate aceste obiective sunt rezultatul discuțiilor cu cetățenii. Un partid politic își face platforma pe ce discută cu oameni. Oamenii de rând, pentru că oamenii politici știu ei mai bine. Exact aici vreau să ajungem. Ce face comunitatea ce locală face comunitatea direct? Pentru că oameni. Pentru oameni, evident. Pentru că atragerea de investitori, sigur că noastră puteți face lobby. Da, acesta rămâne la stadiul de lobby, nu depinde doar de noi. Doar de dumneavoastră. Da, da. Parcul industrial, știm bine că aparține Consiliului Județean, de aceea mare parte din responsabilitate revine Consiliului Județean în ideea în care dumneavoastră puteți face lobby pentru investitori să vină, dar toată chestiunea este gestionată de Consiliul Județean. În ceea ce privește turismul, de asemenea, dumneavoastră puteți face lobby. Dar având infrastructura asta, dar depinde de noi. Pentru că tot ce înseamnă parteneria public-privat, am spus, pe zona Plaiului. Sigur. Sau... De aceea, așa, exact cum am amintesc mai devreme, exact dumneavoastră. Punctual. Punctual. Încălcat, dacă veți fi ales primar al orașului Bumbești-Jiu, ce vreți, ce vă propuneți să faceți? În primul rând, o reabilitare termică, o izolare, practica locuințelor din centru civic, unde avem aproximativ 2300 de apartamente. Este clar că pe fonduri europene contribuția noastră ca administrație publică e foarte mare, 20%. Nu suportă bugetul local. Și atunci trebuie o altă abordare, o asociere sau realizarea de asociații de proprietari cu personalitate juridică, sprijinite de administrația publică locală care să financeze. E mult mai ușor să dai o sumă de bani mai mică, terminăm zonele care sunt vulnerabile, nu toate blocurile sunt construite în același timp, nu toate au fost afectate de diversele intemperii, să spunem, și după care trecem și le facem gradual. Cel mai bun exemplu este ce se întâmplă la Târgu Jiu, ce se întâmplă în București și în orașele mari, sigur, de regulă. După aceea, vorbeam despre realizarea unui studiu de fezabilitate pentru toate drumurile care trebuie modernizate. Luându-le pe localități, ca fiecare dintre satele componente mai au, la început de secol 21, zone cu drum pietruit sau zone în care avem o stradă foarte aproape de centru civic, strada Bradului, unde nu există canalizare. Adică eu consider, chiar dacă sunt foarte puține case, consider o lipsă de interes pe acel sector. Și așa, concret, luându-l și pe zona Curtișoara, și pe zona Pleșa, și pe zona satului Bumbești, trebuie modernizare. Modernizarea asta presupune proiecte. Într-adevăr, la satul Bumbești trebuie modernizat, în primul rând, rețeaua de podețe,
realizarea de rigole, de trotuare, pentru că, în primul și în primul rând, numai prin asta crește civilizația. Datele ne arată că la început de secolul 21, în România, doar 60% din oameni aproximativ au apă curentă și au toaletă. 60-70% din zona rurală vorbim, zona urbană este o altă problemă. De asemenea, în proiectul nostru de modernizare a localității, ne-am propus să dăm o altă destinație, casei de cultură, care la momentul actual este în reabilitare printr-un program finanțat de Compania Națională de Investiții. Până acum, în zona casei de cultură, au fost diverse agenți economici care desfășurau activități de tip bar, activități de înregistrare. E ok, poate fi o sursă de finanțare, de complementare a bugetului local, dar acolo trebuie să se creeze o sală de conferințe. Nu avem la nivelul localității o sală de conferințe. Vorbeam de investitori, da? I-a dus să discuți cu ei, unde îi duci? La liceu, unde poate amfiteatrul la vremea respectivă este ocupat. Trebuie să, prin lucrul acesta, putem să îi determinăm să realizăm, de fapt, un alt tip de cultură, o cultură a maselor. Eu, venind din învățământ, vă spun, cu excepția zilelor colegiului pe care reprezint, cu balul bobocilor și tot ce a fost, și zilele localității, altceva nu se întâmplă. E o societate moartă. Nu cred că se întâmplă doar la Bumbejiu, dar aceasta poate fi reactivată. Mă gândeam aici la realizarea unui centru, de exemplu, de conservare a tradițiilor, într-un parteneriat cu Școala Populară de Artă. Ne pierdem tradițiile, ne pierdem identitatea. Nu avem, și niciunul dintre cei care au condus localitatea nu s-au gândit după 90 să ridice monumente ale eroilor în fiecare sat. Lucrurile acestea par utopice, nu. Pentru că atunci când învățăm să iubim pe cineva, trebuie să învățăm să iubim anumite lucruri, valori. Eu cred personal că percepția față de valori este total schimbată. Nu mai sunt valorile generației mele din anii 90, dar cu fiecare dintre noi putem să aducem un alt tip de valoare, având o altă mentalitate, exact ce puteați dumneavoastră, ce discutam. Lucrurile se pot schimba. De asemenea, o amenajare peisagistică la nivelul localității s-a făcut. Orașul este frumos, este curat, dar nu s-a făcut decât să se îmbunătățească spațiile verzi existente, fără o logică, fără un proiect de amenajare pe care îl vedeam, de exemplu, la Craiova, pe care l-am văzut la Târgu Jiu, pe care l-am văzut la Alba Iulia acum, sau în Ardeal. Adică aici am fost doar, punem câteva panseluțe, punem 3-4 tui și așa mai departe. Nu asta înseamnă amenajare peisagistică. Pentru mine trebuie adus un expert care îți prezintă un proiect de amenajare cu inclusiv culoarea blocurilor, dispunerea spațiilor verzi, dispunerea parcărilor și de abia de atunci să stăm de vorbă unde creăm spațiile libere pentru copii. Puținii copii care mai sunt pe raza localității, îs puține spații de joacă. Și dacă le ducem tot în imediata apropiere a parcărilor, nu este chiar ok. De asemenea, ceea ce considerăm că există o lipsă, o nevoie specială la Bumbejiu, e realizarea unor locuințe de tip ANL. Suntem singurul oraș din Gorj care nu are blocuri ANL. Deși partidul pe care îl reprezint a susținut în Consiliul Local, chiar s-a făcut documentația pentru construcția unui bloc ANL, a ajuns la guvern, dar a picat guvernul. Adică lucrurile, pe când în alte zone v-am explicat. A picat guvernul și probabil problematica dosarului acela zace rătăci printr-un sertar. Mă gândesc că trebuie reactivat atâta timp cât documentația este făcută, trebuie să ne încadrăm în termen ca să nu treacă de o anumită perioadă de timp, mai ales că avem locație, avem spațiu, da, unde era centrala termică de pe raza localității dinainte de 89, adică s-ar putea face. Pentru tineret nu s-a făcut lucrul acesta. Și chiar sunt tineri care ar dori să vină acasă și îmi spun, bun, vin, dar stau cu mama, cu tata. De ce nu creăm cum este la Târgu Jiu, cum este la Căbune sau în toate zonele Rovinariu, care au experiență și mă gândesc că la relația între primării aici ne pot ajuta. Până acum ziceți că nenorocul a făcut ca să pice guvernul Ponta, dar până acum de ce nu s-a depus? Adică s-au depus și nu au fost aprobate sau nu s-au depus? Din discuțiile pe care le-am avut cu cei care lucrează în administrația publică locală,
Până în acum 2 ani de zile aproximativ s-a dat vina că nu este un spațiu specific. Era o zonă într-o regiune denumită Aceurilor, au considerat autoritățile, nu este ok, era prea mic spațiu, ne gândeam la ce înseamnă loc de joacă, la parcări, dar acum s-a rezolvat. Adică avem o destinație, este suficient de mare pentru a realiza un bloc de 2-3 scări, adică undeva la 60 de apartamente, urmează doar cel care ajunge la primărie să își ducă acest proiect mai departe. Vorbeați despre faptul că în situația în care nu mai aveți, să ne spuneți un alt proiect despre care... Vroiam să, pe partea de sport, au fost câteva investiții făcute, acel program al sălilor de sport realizat de guvernul Năstase, sala de sport de la Bumbejiu este la dotările anului 2004. S-a realizat un teren sintetic, însă tinerii care îi cunosc merg și practică sportul în altă zonă. Sala de sport nu este folosită, de exemplu, pentru fotbal. De ce? Mulți. Justificarea este că nu a fost prevăzută cu o plasă specială. Că nu cred că este o investiție foarte mare, deși, din ce cunosc eu și cunosc pentru că oamenii povestesc, acolo joacă anumiți oameni. Dar e vorba de favoritism. Și atunci am zis că e clar, o lăsăm pentru sporturi precum handbalul, tenisul, boxul, pentru că e cu tradiție la Bumbejiu, dar putem valorifica terenul sintetic din spatele sălii, astfel încât să-l acoperim, să-l transformăm sub forma unui balon. Ar fi o soluție... Care poate aduce bani. Da, în colaborare inclusiv cu viziunea colegiului din care vin eu, unde proiectul de campus se apropie de final, avem un teren de sport acolo, sintetic, și normal că, având două astfel de spații, ele vin cu bani la bugetul local. Nu sunt foarte mulți. Nici nu mi-aș propune să fie prețul la fel ca Târgu Jiu. Dar orice sumă de bani, dar nu în primul rând banul contează. Ci tinerii aceia, oamenii care vor să practice sportul, să nu mai meargă 20 de kilometri. Pentru că, până la urmă, sunt cetățeni. Dar atunci când se îmbină una cu cealaltă, e da, un rezultat foarte bun. Utilul cu plăcut întotdeauna da. Este o constantă pozitivă. Da. Foarte multe proiecte despre care îmi vorbiți, domnule Lupulescu, însă important este să ne spuneți și sursa de finanțare, pentru că din ceea ce ne-a spus, nu știu, nu cred că Bumbeștiul își permite prea mult. E clar, prioritatea este finanțarea europeană, mai ales că pe sectorul 2016-2022, la nivelul Comisiei Europene, se lucrează pentru a se deschide proiectele. Noi trebuie să fim pregătiți, atunci când se deschide axa prioritară pentru investiții, să avem studiile de fezabilitate făcute, să avem tot ceea ce înseamnă documentație. Ori asta trebuie scrisă de angajații primăriei care se ocupă de fonduri europene. Aveți oameni specializați? Din ce cunosc eu, sunt oameni care sunt angajați pentru a scrie proiecte de fonduri europene. Din păcate, sunt foarte puține. Poate fi valorificat acel potențial al zonei prin o campanie de informare individuală de la administrație către om, nu de la om către administrație. Nu se aștepte primarul să vină omul să-l întrebe, domnule, am 4 hectare de pământ, ce fac? Nu, pentru că până la urmă și eu ca primar voi câștiga prin taxe și impozite. Și atunci, luăm exemplul primăriei de la Crasna, unde sunt 500 de investitori și unde îmi spunea primarul de acolo, s-a ajuns la numărul ăsta pentru că s-a vorbit din casă în casă, i s-a explicat oamenilor. Nu sunt toți pregătiți să realizeze o scrisoare de intenție pentru fonduri. Nu sunt toți pregătiți să ceară un extras de cont. Dar, având o echipă în spate, asta este problema. Suntem obișnuiți, stăm la birou și doar acolo rămânem. Și știți care e percepția. Într-un birou sunt 4 oameni și plimbă o singură hârtie. Acei 4 nu trebuie să rămână decât unul și 3 să meargă pe teren. Da, este o strategie bună cea despre care ne vorbiți, dar vorbeați mai devreme că despre faptul că Bumbeștiul din bugetul local aproape că nu-și permite nicio cofinanțare. Majoră, da. Majoră. Și atunci sunt proiecte care vin cu cofinanțare, inclusiv de la Consiliul Județean, deci pot să fie, și cu cofinanțare guvernamentală. Dar, vă spun, teama mare este că de multe ori schimbându-se guvernele, chiar dacă ideile sunt bune, am dat exemplu ANL-ului, da, se uită acolo și fiecare vine cu alt, cam peste tot în România, după 89 așa s-a întâmplat. Vorbeați despre faptul că sunt din ce în ce mai puțini copii, este o constatare a dumneavoastră ca și cadru didactic. Da, avem un regres demografic fantastic care nu cred că îl putem echilibra în următorii 15-20 de ani. Deoarece avem la ora actuală, de exemplu,
absolvenți de clasa 8 a 53 dintr-o singură școală, în condițiile în care acum 3-4 ani erau la 100-120. Cum explicați această scădere masivă, ca să zic așa? Problemele... Vin la Târgu Jiu sau pleacă din țară? Foarte puțin, dar fiind o zonă monoindustrială care a depins mult de fabrica de armament și în anii trecuți fabrica având problemele de care le-a avut, inclusiv restructurări, inclusiv disponibilizări, inclusiv acele ordonanțe care acordau un ajutor financiar, oamenii au decis să se retragă spre zona rurală, pentru că avem 2300 de locuințe, din care 7-800 sunt părăsite. Sunt oameni care nu stă nimeni acolo, efectiv. Am fost la recesământ, am făcut campanii de informare pe diverse domenii. Pe scara unde stau eu, de exemplu, am 7 apartamente din 19 libere. Da. Și atunci nu mai putem crește puțin populația așa, să avem o creștere demografică care să ne asigure, decât dacă reușim să-i readucem pe oameni, să ocupăm apartamentele, da. Creând doar locurile de muncă. Aici este problema. Împreună cu echipa de consilieri, împreună cu întreaga administrație, că până la urmă trebuie să lăsăm orgoliile deoparte. Locurile de muncă nu sunt nici pentru PSD, nici pentru PNL, sunt evident, pentru toți. Evident. Da? Sperăm ca să ducem în perioada imediat următoare niște proiecte foarte bune la finalizare. Dumneavoastră spuneți că sunteți de 9 ani în politică, da? Da. Ați fost în Bumbești Jiu, în politică, exact, probabil în perioada în care domnul Bobaru a fost primar în exercițiu. Da, sunt membru al Partidului Social Democrat din 2007. Domnul Bobaru a câștigat mandatul de primar al localității în 2012, într-o conjunctură denumită Uniunea Social Liberală. Da, da, între și înainte PNL tot dumnealui era și PSD, primar. Da. Eu personal am fost în campania domnului primar în 2012 pentru că era un acord Vă politic. Vă obliga alianța. Era într-un acord politic între cele două partide politice. Vreau să mai punctez aici că e foarte important să înțeleagă locuitorii Bumbeștiului. Redeschiderea spitalului de la Bumbești, alături de cel din Făgăraș, s-a făcut cu sprijinul guvernului Ponta, indiferent cine era primar. Dacă nu ai sprijin guvernamental, nu poți să-l redeschizi. Da? Și atunci s-a mers pe această soluție foarte bună. Apropo de spital, sunt investiții aflate în derulare, este spitalul în faza de acreditare, după acreditarea aceasta de rang 4, eu mă gândesc, discutând cu câțiva dintre angajați, că putem face toate demersurile. Să nu cumva că investițiile vin și de la primărie, ca undeva în 4-5 ani, să spunem, minim 6-7 ani, poate maxim, să-l transformăm în RAC 2 spital de urgență. Avem exemplul spitalului de la Cărbunești, care eu îl cunosc așa de câțiva ani încoace, cu tot ceea ce înseamnă personal medical pe toate problemele specifice. Zona are nevoie de așa ceva. Are medici buni, foarte evident, puțini, da. Dar mă gândesc că se poate întotdeauna... Este un loc și mai sigur, bine. De aici este nevoie de un lobby foarte puternic, pentru că sunteți dezavantajați de distanța mică foarte apropiată la de Târgu Jiu. Jiu și probabil că și cei care... este tot la fel. Zice, da, da. Diferența e că... Acolo este, deservește o zonă mai mare Cărbuneștiul decât Bumbești Jiul. Da. Da, este zona de la Cărbunești e mai largă. Cei care se adresează unității spitalicești din Cărbunești sunt mai mulți decât cei care vin la dumneavoastră la Sadu, nu da. Știu, sau așa e? Da, este o zonă mai mare la Cărbunești, noi mai puțin, da. Adică avem și, este și spitalul de la Novaci, distanța între Bumbești și Novaci 40. Da, deci dar, astea sunt niște factori care pot influența o decizie, de aceea zic că este nevoie de un lobby puternic. Legea nu ți interzice să ai 3 spitale de urgență pe raza unui județ. Da, sigur. Din contră. Da. Din contră. Da. Ideea la care eu vreau să ajung este următoarea. Dumneavoastră aveți o luptă de dus cu Constantin Bobaru, un primar de atâtea mandate, un primar care, dacă s-a făcut ceva bun în Bumbești Jiu, își poate însuși cu ușurință orice realizare, da? Iar în momentul acesta, legea electorală efectiv avantajează toți primarii în exercițiu, respectiv și pe domnul Constantin Bobaru. Spuneți-mi, cum vedeți dumneavoastră acest dezavantaj de a veni de pe locul 2, ca să zic așa? În momentul în care am decis să candidez, nu am pornit de la premisa că este cineva preferat. Nu am pornit de la premisa că cineva este favorit. Este o gândire favorit. Sănătoasă, dar... Însă,
Este clar, legea electorală care duce candidatul cu cele mai multe voturi direct din turul întâi, plus avantajul pe care îl are întotdeauna, indiferent de culoarea politică, da, primarul în exercițiu, este un atu. Însă sunt, în timpul campaniei electorale sau nu numai, în timpul discuțiilor cu oamenii, se simte o nevoie de schimbare. Nu neapărat o schimbare de la un partid la altul, ci o schimbare de oameni, o schimbare de percepții. Eu pe lucrul acesta merg foarte mult în campania electorală. Personal sunt realizări, sunt foarte multe lucruri bune, ele sunt făcute și cu sprijinul, sau în primul rând cu sprijinul Consiliului Județean. Marile proiecte de acolo, gen infrastructură, gen APA Regio, nu sunt proiecte locale, sunt proiecte județene, ori dacă Bumbejiu nu era într-o conjunctură favorabilă, nu puteam vorbi de o creștere a calității apei, de și așa mai departe. Adică sprijinul a fost al unui Consiliu Județean dominat de Partidul Social Democrat. Considerați că, datorită faptului că județul Gorj este un județ roșu, da, de atâția ani, vă avantajează pe dumneavoastră ca și candidat al acestui partid? Partidul Social Democrat are electoratul său stabil. Plus, în afara acestui lucru, mizez foarte mult pe măsurile luate în ultima perioadă de contracandidații mei, cei din Partidul Național Liberal. Măsurile luate de guvern de tehnocrați, care sunt de fapt un fel de liberali, nu prea au priză la oameni. Al doilea aspect, PDL-ul a fuzionat cu PNL-ul. Oamenii nu văd în Partidul Național Liberal ca un partid cu o identitate proprie. În momentul fuziunii, identitatea s-a pierdut. Sunt aceiași oameni care vin alături de Alina Gheorghiu, nu? Cei care au fost și înainte de 2011. În Consiliul Local la Bumbești, Jiu, câte partide sunt? Deci este Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, Partidul Conservator, da? Consiliul Local are 17. Deci sunt trei culori politice. Trei culori mari, da, ALDE, de fapt, că ALDE. Este... ALDE are doar un singur om, de la PC, care e de altfel ALDE, da? Da. Restul PNL, PSD. Presupun că PNL-ul are majoritate, fiind sunt domnul primar. Sunt șapte consilieri, da, dar Partidul Social Democrat are, la momentul actual, funcția de viceprimar. Și normal că, iarăși, mergem pe un teren alunecos. Și faptul că este un viceprimar PSD a putut domnul Bobaru să realizeze anumite obiective. Pentru că dacă nu exista acest sprijin, nu-l putea duce la finalizare. Se discuta la un moment dat despre un blat care se face, înțelegeri, așa, da? În politică, știți despre ce vorbesc? Da, în politică lumea aruncă. Dezinformarea la noi este o practică națională. S-a zvonit că la Bumbejiu se face un blat PNL-PSD. Eu vă spun dumneavoastră și celor care mă cunosc, nu sunt persoana care să facă blaturi. Nu sunt persoana care să facă compromisuri. Și dacă Partidul Social Democrat vrea să facă un compromis la Bumbejiu, nu venea cu Dănuț Luprescu candidat la primărie din partea sa. Am înțeles, deci dumneavoastră sunteți persoana care garantează faptul că în Bumbejiu nu există blat. Nu există un blat. Deci dacă era blat, era altcineva. Zic, nu numesc. Neapărat, evident, nu toți, da, colegii, nu toți ceilalți colegi din PSD ai dumneavoastră sunt blatiși, sigur că nu. Aș vrea să punctez totuși că organizația locală Bumbejiu este o adevărată echipă. Noi mergem împreună în campanie electorale din 2008. Este aproape aceiași oameni, sunt aproape aceiași oameni pe care îi cunoaștem. Nu s-au dat la o parte nici dacă n-au prins un lot de consilier eligibil, nici dacă poate nu au fost ajutați, n-au fost sprijiniți la anumite probleme. Nu, pentru că dumnealor cred în primul rând în ceea ce face Partidul Social Democrat, nu doar la nivel local, la nivel, da, național, adică legătura asta există între local și național. Puteți să-mi spuneți un pic cam care este atmosfera în Consiliul Local, cum lucrează consilierii între ei, fie ei PSD, PNL, PC? Atunci când proiectele au urmărit, da, interesul comunității, binele comunității, lucrurile au fost foarte bune. Aceste erau, la un moment dat, ședințele transmise pe un post local, nu se mai transmit pentru că s-a schimbat puțin legea audiovizualului, dar din ceea ce eu am urmărit, din ceea ce am discutat, mai sunt discrepanțe, viziuni diferite, nici nu-i bine să avem unanimitate. Da. Spuneți-mi, ce ați schimbat dumneavoastră în primărie, ca instituție, ca mod de funcționare? Ce ați schimbat? Ceva? Nu oamenii,
În primul rând, nu oamenii, sigur că nu. E problema de abordare. Că nu vorbim despre partid să veniți cu echipa noastră. Nu, pentru că dumneavoastră sunt angajați, sunt funcționari publici. Cât ar vrea un ales local să facă așa, nu se poate. Sunt mulți care doresc. Eu îmi doresc, îi cunosc pe mulți dintre, pe majoritatea oamenilor din primărie, mizez foarte mult pe capacitatea dumnealor. Sunt niște profesioniști. Problema e că nu întotdeauna au fost coordonați, pentru că ăsta e rolul unui primar. Să coordoneze. Primarul poate nu-i pregătit pe ce înseamnă legislație, dar are un jurist, pe ce înseamnă atragere de fonduri sau pe așa mai departe. Primăria Bumbejiu are oameni. Are oameni și nu poate nimeni să-și aroge că datorită primarului X lucrează Gheorghe acolo sau cine lucrează. Dar ideea este că acești oameni să fie coordonați astfel încât să înțeleagă. Pentru că dacă muncesc mai mult, cel puțin în ceea ce înseamnă fonduri europene, legislația le aduce bonusuri financiare fantastice. Că stimulentul ăsta financiar într-o societate actuală cu diverse crize cred că este un motiv suficient să muncească mai mult. De ce asta ați schimba? În primul și în primul rând. Și, în relația cu cetățeanul? Da, și al doilea lucru, modul în care se cheltuie banul public. Nu există deși legislația te obligă după fiecare ședință să explici, să afișezi pe ce s-au cheltuit banii, nu. Și oamenii sunt suspicioși. Oamenii lansează tot felul de ipoteze, tocmai din cauza asta. Dar vis-a-vis de zvonul cum că faceți plat, cine l-ar fi lansat? Cine a avut interesul să lanseze? Eu cred că tot contracandidații mei, în momentul în care... Nu domnul Bobaru. Nu. Adică dumneavoastră cred că stă liniștită și relaxat la gândul că eu plec de pe primul loc, restul să-și facă capul. Da, poate își vede în continuare de administrația publică, în primul rând asta face acolo, în perioada respectivă, și eu cred că unii dintre contracandidații, văzând totuși că am credibilitate, că am notorietate și mă bucur de sprijinul unei părți a populației, nu știu cât, electoratul este cel care decide, au lansat acest zvon. Nu aveți un sondaj de opinie în localitate să vedeți cum s-au făcut sondaje în momentul în care s-a stabilit candidatul din partea...